astăzi, pentru că mai e puțin până se încheie sezonul de rang, vom reacționa la conturile lor celor din top regional, așa că puteți să ceva acolo neapărat pe un like, pe o abonare, acolo un follow pe Instagram ca să faci cât mai repede 10.000 de urmăritori pe Instagram ca să facem acolo un turneu frumos pe diamante. Și fără prea multă vorbă și introducere, ca de obicei, să dăm drumul la treabă chat, să vedem ce contulețe au cei de pe regional. Pentru că în momentul în care filmez eu acest clip mai sunt 5 zile până se încheie sezonul de bără rank. Și am zis după aceea să vedem ce au făcut oamenii ăștia pe la rank aia din regional, ce cadeuri au vrut să facă, câte puncte au să facă. Pentru că am văzut că, bă, lumea, nu știu, ori s-a mai lăsat, ori acum obții mai greu punctele una din două, dar nu se mai fac așa de multe puncte ca înainte din câte am putut să văd. Și ați vom vedea și ce cadeuri au și chestii de genul. La acest rang n-are rost să ne uităm încă, pentru că na, mai e destul de mult din sezonul ăsta. Dar cum la bără rang se încheie în 5 zile, o zi să vedem ce au ăștia pe cont. Așa că dăm frumos aici pe regional și hai să vedem chat. Dacă avem și ceva român pe aici o să reacționăm, nu știu, vedem momentan, cred că o să reacționăm la top 10. Sau vedem oricum cum stăm și cu timpul și cu chestii și cu chestiile astea. Așa că primul player chat, cred că e ceva arab, bă, care să facă 59.000 de puncte, oricum că ar depășește 60.000 de puncte, că mai are timp, na, mai are și 5 zile până să încheie sezonul. Bă, da, din câte pot să văd, o diferență e foarte mare, adică ăsta are 60.000 de puncte și 99 le are 19.200, ești nebun, deci o diferență destul de mare de puncte, dar... Da, se vede că lumea nu prea mai joacă așa de mult sau să obții mai greu punctele la regional, dar ceva s-a întâmplat oricum, bun. Hai să vedem ceea ce au băieții ăștia pe cont. La băiatul s-a intrat o dată pe cont, om așa în mare să vă show, i-am dat aici frumos un like la cum acum, vă să dăm și unei like-uri de cerere de pe cont. Și bă, chiar îmi place, bă, deci costumația asta mi se pare șmecheră de tot, e așa, parcă combinație de portugheză, parcă nu e foarte portugheză așa, dar mi se pare tare rău costumația asta. Aici, la chat, oricum, în clipul ăsta, avem niște conturi șmecheră de tot. Avem level 8, 6, frumos, 71.000 de like-uri. Grandmaster ăsta lucește aici, mâncate, zici că e din aur, din ăla, ceva a făcut. Avem și la CS, frumos, Grandmaster, bam, 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 se vede frumos așa, Grandmaster pe ambele. La Elite, tare rost să ne mai uităm, că le-are pe toate cumpărate și ăsta nu le-are terminat aparent, dar restul cam are terminate. Nu a exagerat cu level-ele, nici cu badge-urile. E ok, adică nu cred că a băgat neapărat banii în astea. Aici până la 15 minuturi nu știu ce să vă arăt aici, că nici eu nu prea știu. Bun, ia să vedem din ce guild e. Ok, văd care guild-ul lui, habar n-am ce guild-ul ăsta, n-am nicio idee, Redot văd că se numește. Bă, acum aia sunt foarte, foarte curioasă să vedem aici dacă îi dăm noi frumos pe... Nici nu mai știu unde era, cred că la bără carier. Nu mai știu chat unde vedeam Battle Royale. Unde vedeam? Oare aici vedeam meciurile pe care are din sezonul ăsta? Cred că da, cred că da, cred că astea să fie chat meciurile pe care le are el în sezonul ăsta, cel mai probabil. Bără rank, bără, că la Battle Royale nu e nimic, la carier n-are cum să aibă el în tot timpul ăsta 13.000 de meciuri. Cred că aici vedem cum a jucat sezonul ăsta de rank și putem vedea că cel mai mult a jucat la duo, deci a mai jucat cu încă cineva și cam atât în mare parte. Unde are să facă un cadet în 10, mamă, un cadet mega imens, ești nebun, avem un cadet în 10, bombă, rău de tot cadetul ăsta, chat-ul. Mișto, mișto cadeul ăsta. Top 75, top 5, 75%, wow. Ok. Și un hatch rate de doar 27. Întrebă puțin acest videoclip pentru a vă reaminti că mai avem nevoie doar de câțiva abonați pentru a face suma de 50.000 de abonați și ar fi foarte, foarte frumos dacă îmi face anul ăsta 50.000 de abonați și să nu uitați că la 10.000 de urmăritori pe Instagram voi face un turneu pe diamante în Free Fire și dacă tot ați rămas până aici, dați și pe acolo un like la clip, să facem acolo minim 500 like-uri, se vadă acolo frumos pe clip. 50%, bă, hatch-ul e destul de micuț, dar oricum... Adeu ăsta ești bun, posibil să fi jucat, cred că a jucat destul de mult snipere sau și SG-uri, dacă SG-ul mai dai și un cap din când în când, dacă o snipere mai greu, posibil să se joace foarte mult sniper, cred, zic eu acum, nu știu ce să zic. Oricum, cade bombă, ești nebun, top 5 bombă, n-ai ce să-i reproșezi. Ia vreau să vă rapid și la squad, 9-13 cade frumos, frumos aici și aici avem un hatch rate de 27%. Mișto, mișto conturețul ăsta, că mi se pare foarte tot, bă, cade 10, ei ceva, adică totuși. Oi, chiar e ceva ca de 10 și în 1000 de meciuri, mi se pare destul de șmecher. Nu știu dacă are rost să dăm vreo notă, că e clar că poate n-are doar note de 10, că din respect măcar pentru oamenii ăștia cât au jucat. Deci e clar că cam toți o să aibă note de 10, că totuși nu e ușor să ajungi aici, părerea mea. Bun, hai să vedem rapid și locul 2 chat. O să dăm la fiecare conturez cu un like.
Locul 2 care are level 79, o costumație destul de șmecheră, îmi place costumația asta așa cu pălăria aia șmecheră de tot. Angelica roșu, papuci, ăștia mi se par interesanți. Bandana frumos, păritoara galbenă, frumos, frumoasă costumația, merge, merge. Ia să vedem, la elituri, din câte putem vedea, la fel ca și celălalt, are cumpărate, sunt terminate cam pe la limit, oricum e destul de ok. Achievement-uri bam bam bam. La ce rang văd că avem un master cu 69 de steluțe. Mamă, da, vezi că a făcut viața mea pe aici heroic și de astea ești nebun. A făcut master și de la o grămadă. Din guild-ul hipnotic n-am nicio idee ce e guild-ul ăsta. Păcat că nu scrie țara vere din care e guild-ul. E bucuit aici cu România, dar na, asta e. Probabil că e ceva turc ăsta. Mai probabil. Ia să vedem ce a rapid aici și cadeurile. Văd că și l-a jucat foarte, foarte mult la duo, unde a făcut un cadet de 3,11. Ok. Dar în schimb Baron Hatch are de 44,63%. Bă, interesant, interesant, interesant. Hatch are de 44, dar cade de 3 și top 7, și top top 5 75%. Bă, interesant. Cade ăsta e cam micuț, nu știu. Nu știu, nu știu ce să zic, nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. Probabil că nu prea jucați, n-ai pare posibil să fi jucat ceva SMG ori ceva de genul. Și la squad văd că n-a jucat absolut deloc și la două, la solo n-are rost să mai zic că, na. Dar în schimb, uite, mai de mult văd că juca și mai mult la squad, deci nebun. Mai de mult chiar juca destul de mult la squad. Da, nu știu, văd că foarte mult au început să joace la două. Nu ne băgăm, ei știu, ei tacticile lor. Dar, bă, totuși am să facă top 2, adică, na, deși diferența e destul de mare între ei ca și puncte. Diferență de 15.000 de puncte, cred, adică sunt ceva puncte. Bă, da, ce pot să zic, cont destul de mișto, dar nu știu, cade ora, mi se pare așa ciudată, adică doar cade de 3, ești nebun, cade de 3 doar și Hatch are de 44, nu știu ce să zic despre cade ora. Da, să trecem la următorul contat ca să reacționăm dacă avem multe conturi, că timpul e foarte scurt și, da, să venim și noi cu mai multe conturi posibile. Avem frumos top 3 regional, dăm frumos și lui un like, level 77, 45.000 de puncte, costumația, îmi place o oră de tot cum merge așa, mamă ce bine se combină tot, și petul cu bluza, părul merge la orice, papuci merge cu bluza și cu petul, păritoarea cu pantalonii, masca merge cu tot, și ochii, cred că merge un pic cu masca care are un pic de mop aici, mișto, mișto costumația oricum, asta probabil insta-ul lui, habar n-am, cred că și ăsta e ceva turc, habar n-am, n-am nicio idee de unde Dumnezeu e asta, dar cred că e și el turc, nu știu ce-i. Ia să vedem cu curd, da, că forța am înțeles. Probabil ceva guild după în Turcia de pe acolo. 24 de steluțe la acest rang. Nu prea cumpăra băia PS-uri, nici fire PS-uri, nici cam nimic aparent. Deși le-a terminat, nu le-a cumpărat. Nu prea bagă bani în joc cel mai probabil. Ia, vreau să vedem rapid și niște KD-uri și alea, foarte curios. Și joacă mult la 2, mă, de ce toată lumea joacă la 2 acum? Oare la 2 mai multe puncte? E posibil, e posibil. Hatch are de 42% chat-ul și un KD de 3,66 cu un top 5 de 67%. Bă, interesant, interesant. Are KD mai mare decât cel de pe top 2, dar Hatch are mai mic decât cel de pe top 2. Bă, interesante conturi sezonul ăsta, vreți să mă mint? Toată lumea joacă la duo, interesante rău conturile din sezonul ăsta. Bă, merge, merge conturile ăsta, îmi place mult costumația, dar nu știu ce să zic, sunt ciudate gen și KD-urile astea și chestiile astea. Și Hatch are așa bam bam bam. Oricum, na, 3,66 destul de bine. Adică, vrei să te minți, gen 2000 de meciuri jucate, îi ceva totuși. Adică, dacă mă uit la mine, na, da, chiar, ia să vedem și la mine, că-s curios să văd. Dacă mă uit la mine aici, la overview, la bâr rank, am jucat mai mult squad, da, într-adevăr. Am 8,30, ești nebun. Și top 3,70% și Hatch are de 45, adică, na, totuși. Da, bine că am jucat și pe telefon, am jucat și pe emulator, unde acolo pe emulator e mai de free, dar asta e altă poveste. Bun, acum revenind înapoi la băieții aici de pe regional, să vedem. O să zice frumos la top 4 regional, să vedem și ce are nenea asta pe contuleț. Avem frumos top 4 regional chat, vădă-mă care animația nouă. Ines pe animație nouă, frumos, 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 tot. Mamă ce îmi place costumația asta, bă ce frumos sunt culorile și așa. Și cu roșu, bă, mișto costumația. Mișto rău, se potrivește. Chiar îmi place costumația asta, chiar mi se pare tare rău de tot. 39.000 de puncte, îi dăm și lui un like. Level 86, frumos, frumos levelul. 18 steluțe pe aici, din câte pot să văd. Pe aici avem buga pe sur cumpărat, terminat. Destul de multe levele, 800 de badge-uri, bine rău de tot.
Ia să vedem, ceva instauri, dar probabil, nu știu dacă sturți ăștia, n-am nicio idee, sincer. Ia să vedem, aparent e guildul lui, da, e guildul lui, ok. Bun, bun, bun. Ia să vedem și cadeurile chat și din nou și el a jucat foarte, foarte mult la Dota, a jucat și solo, vreau să vă la solo. Uite-mă frumos, mă, 8-12 KD. Aici are 21%, e cam micuț, dar KD 8-12 aici, ceva aici, nebun la cap. Ia să vedem, 2-81, mă, 42 hatch are. Interesant, interesant, interesant. Și ce? 74% top 5. Și ăsta 71%. Și la squad nu prea a jucat. Aici avem doar top 3, că n-ai squad. Și deci pe echipe, dacă nu mă înșel. Bă, da, interesant și contulețul ăsta. Nu știu, destul de ciudate sunt unul ăsta conturile, cum stau băieții cu KD-urile și cu HR-urile din punctul meu de vedere. Dar merge, merge, merge. În orice caz merge, merge, merge. Bă, mișto contulețul, care mi se pare tare. Costumația asta mi-a atras atenția, îmi place foarte, foarte mult cum arată costumația asta. Bun, trecând la top 5, ia să vedem ce are cel de pe top 5 regional chat pe cont. Of, frumos, mă, altceva, mă, PS1, PS2, toate PS-urile cred că le are cineva în Polonia, uite-mă. Dăm și noi un like așa. Frumos, frumos, frumos. Master cu 67 de stele, frumos, mă, uite-mă, level 2, level 1, what the fuck. Level 68, și aici deja s-are apucat de joc. Aici, mamă, 1000 de badge-uri, bine rău. Frumos, mă, PS1, bam, bam, bam. Ce-ai, mă, costumați, ar-o pe cineva. Level 82, frumos, frumos, așa. Ia să vedem și niște KD-uri, chat. Uite-mă că joacă mult la squad, a jucat și la Dota, dar joacă și squad. 7-19, frumos. Aici are 34, bun. Top 3-5-6. Și aici 8-65, uite-mă, frumos. Și aici are, uite-mă, ăsta, da, asta îmi place, ești nebun. Asta îmi place, și aici are, măricel. Și KD mare, așa, da, mă, uite-mă ce frumos se vede, ești nebun. Altceva, altceva, altceva. Și aici 7-19, bun, frumos. Și la solo nu prea jucat, așa aici, KD 12 aproape, deși nu prea jucat. 74, aici are 50, bun, mă, frumos, contul ăsta chiar îmi place. Deci contul ăsta chiar îmi place, vezi, te mint. Și la costumate, și la KD, și la HR, și la tot. Fără mișto, n-are gust sau ceva, dacă nu mi se pare foarte rău de tot contul ăsta, mă jur. Mi se pare bombă, rău de tot, achievement-ul, tot ce vrea, are contul de peste 5 ani. Bă, mișto, rău de tot. Mișto, 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 rău. 1461 de zile de când are contul de pe fire, mamă. Bă, mișto contul. Și din Polonia, deci aproape de noi, măcar nu mai e tur sau ceva și el, ești nebun. Da, frumos de tot contul ăsta. Până acum asta mi se pare cel mai tare cont, să zicem cu voi. Bun, top 6, hai să vedem rapid chat. Care cel de pe top 6? Din nou din Turcia, îi dăm și lui un like frumos, elegant. Avem level 79, 32.000 de puncte aproape. Ce săram cu 3 steluțe, să vedem ce avem pe aici și are ceva boia pe tur cumpărate, mai sunt care nu are cumpărate. Terminate, neterminate, uite, pare cumpărate de astea 3 care nu le-a terminat, deci nebun, poate să-l termină că mai are timp. Bam, bam, bam. N-are nici el guilda, să vedem cum stăm. Ia stai așa costumația. Mișto costumația, este, mă, mișto, 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 îmi place costumația, mișto rău de tot. Mișto rău de tot costumația cu galben, așa, interesant, interesant, rău. Mișto rău. Și petul se combină frumos, mișto, mișto. Ia vreau să văd, uite-mă, și joacă doar două. 2-3-6 cu 35, 3-4-6 cu 10, HR la 100. Mamă, viața mea, ce Dumnezeu ai făcut, mă? Top 3-4-1. Ăsta a ajuns în top, cam tras de coadă așa un pic, ești nebun? Cam tras de coadă un pic așa, 2-3-6-35. Bă... Da, nu știu ce să zic despre băiatul acesta periculos, rău de tot așa cum e el. Dar merge, merge, măcar a ajuns și el în top 10 regional, știi ce zic. Merge, ok, acceptabil, acceptabil. Bun, am ajuns la top 7, să vedem ce are pe cont top 7 regional. Avem fain frumos, bineînțeles, multe puncte, dăm și un like. Level 80, mamă, ce costumație interesantă. Mamă, ce papuși tare, vere. Bă, ce tare sunt păpucii ăștia. Frumos, mă, uite, pălăria merge cu păritoarea. Pieptul cu pantalonii, papucii cu petul. Mișto, mișto cum e asta de culori, mișto. Trei culori ăsta aici, da, trei culori, mișto rău. Ba nu, ba, trei culori, mișto rău. 100 de stele, frumos, frumos, frumos. 144 așa, bam, 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 888, bine. Ia să vedem. Nu știu ce bulidă, să n-am nicio idee. Irlanda, ok, interesant, interesant.
ceva Instagram pe aici, ia să vedem la cadeuri, vreau să văd, uite-mă că el joacă squad, mamă, dar cred că are cadei mișto la două. Și la squad, 7-80, bun așa. Și hatch are de 4%, bun, bun, rău de tot, top 361, ia, vreau să văd aici. Aici apare, sau, cred că e cam la fel, 762, da, cam la fel, 65 așa. Și 43 hatch are, și aici la solo nu prea juca mai deloc. Bă, îmi place care cade mare, hatch are timoricel, îmi place așa. Îmi place mă când îl vă pun cade mai mare, pun așa, știi, adică cade 2 și ești top 5 regional, nu știu ce să zic. Cade 2 așa, na, e cam tras de quad așa, știi, adică te-ai bazat pe aia din squad mai mult, adică nu te-ai bazat pe tine și chestii din punctul meu de vedere, da, asta e altă poveste. Dar în schimb la ele, uite, frumos are și el cadeului mare, da, mișto așa, chiar îmi place când văd un cadeu mai mare și chestii de genul. 40.000 de like-uri, frumos cont, frumos de tot. Am ajuns la top 8, care cred că e român. Da, avem și primul român, văd că e din guildul lui, mamă, cum chema pe băiatul ăsta cu C4, cred că Hades, nu mai știu sigur, nu vreau să greșesc. Level 75, bun așa, nu știu ce guild e ăsta, habar, n-am nicio idee, sincer. Ia să vedem, băia pe sur, bam, 153, da, altele, uite, mai sunt, mamă, un level mai trebuie și nu l-a terminat, ești nebun la hub, hai că am înțeles, ăsta a fost Mocha. Ia să vedem ce mai are pe aici, la ce se rang 29 de struțe, like-ul l-am dat, aproape 30.000 de like-uri, bine, să vedem cum stăm pe cadeuri, doar squad, ia, că-s curios, frumos mă, 684, ești nebun, 33 hatch are, frumos așa, la solo cred că a jucat la mișto de plictiseală, sau să se mai încărcească și el, și la două, cred că tot la mișto a jucat, că 32 de meciuri ești nebun, ce poți să joci, dar în schimb aici avem cade frumos, avem hatch are frumușel, mișto și pe aici. Mișto și pe la statistici cum ar veni. Ia vreau să văd și aici, scurios. Mamă. 69, frumos. Mișto și costumația asta e de asta, stil mega ultra portughez. Da, stil mega ultra portughez mi se pare mie, dar mișto controlul, chiar îmi place. Și cu cadei și hatch are mișto de tot. De cât timp filmăm? De 16 minute, hai că mai apucăm să ne uităm măcar la top 10. Locul nou, chat-ul. Ia să vedem. Avem un arab aici, îi dăm și lui un like la contuleț. Bun, 5-4 de stele, 30.000 de punctulețe. Ceva guel de pe acolo, e în arab, aici scrie că e locul 2 cu heal pistol, bă, lasă-mă. N-a poftim, buia pe sur neterminat, necumpărate, nedă toate. Ia să vedem. Și mai mult a jucat pe la duo. Uai, ăsta are cade de 1,31. Dar hatch are mare. Hatch are 5 de ani, nici nu e așa de mare. Bă, dar cade de 1,31, mă. Bro, cade de 1,31 și la solo 4,25. Băi, ești nebun. Păi ăsta a făcut 2 kill-uri pe meci. Bă, ce-a făcut, mă? Cam 4 meci, mă. Ăsta a făcut regional cam până, mă, sau ce n-ai, bă? Bă, dă-l încolo, mă, cade de 1,31. Păi ăsta cam 4 meci. Ești prost la cap, iar la bără carier. 2.49. Ăsta a făcut tot originalul tras de coadă rău de tot. Costumația de asta foarte, foarte veche. E mișto costumația. Dar e de aia stil vechi rău de tot. Bă, cadeul ăla, cadeul 1, mă, se vede urât, mă. Se vede urât în draci, știi, mă, un cadeul 1. Dar, da, nu o să ne dăm cu părerea la contul ăsta care cade mult prea mic. Adică cade de 1, mă, dă-l în cole, știi, mă. Și ultimul contuleșat, top 10 regional. Hai să vedem, îi dăm și lui un like rapid rău de tot. Pijamalele vere, eu nu le-am și abia să le bage să le iau și eu, costumate e numărul 1, îmi place mură de tot, 75 de steluțe, ceva a regulului aparent, ia vreau să văd direct aici, mă duc, aici sunt foarte curios, 334 cade, 51 HR, măcar are HR memoricel, 478 cu 37 HR, merge, și aici lasă-mă, cred că a jucat doar să se încălzească, bă, merge, top 564, acceptabil. Acceptabil, 29.000 de puncte, 16.000 de like-uri. Merge. Din turșa, frumos, elegant. Da, chiar destul interesant. Revan așa 100, bam, 231, 315, bam. Da, interesant. Interesant și ultimul contuleț. Bă, din punctul meu de vedere, cel mai tare cont a fost contul ăsta, top 5, ăsta mi-a plăcut cel mai mult. Și cade, și costumație, și de toate a avut contul ăsta. Ăsta mi se părut cam cel mai tare cont. Dar, chat, cam aici se încheie și clipul nostru de astăzi, dacă v-a plăcut. Dați și pe acolo neapărat pe like și dacă doriți facem acolo multe like-uri, puteți să facem și partea a doua, doar că o să reacționăm la cei de pe CS.
gen regional la CS rank. Dar asta cam pe când se va încheia sezonul, pe acolo aproximativ. Dar oricum, dați-vă acolo neapărat pe like, cu abonare acolo, și m-a ajutat foarte, foarte mult. Iar cam mai se încheie și clipul nostru de astăzi. Vă mulțumim pentru vizionare, ciao, les!